Salutare tuturor, eu mă numesc Vasile, iar astăzi revin cu un nou videoclip pe canalul meu de YouTube Păpâng Vasi. După cum se poate observa, mă aflu lângă vița de vie de masă, pe care o știți de pe canalul meu de YouTube Păpâng Vasi. Sunt împreună cu tractorașul meu de la OMAC, modelul TG16000. Pentru mai multe detalii despre acest model puteți accesa site-ul omac.ro sau, bineînțeles, canalul meu de YouTube, unde aveți foarte multe detalii interesante, de la unboxing până la multe alte videoclipuri cu utilizarea acestui tractoraș. Cam așa arată acum vița de vie. Suntem în 19 octombrie 2024. După cum se poate observa, vița de vie intră în repaus vegetativ. Am avut și prima brumă ieri, 18 octombrie, undeva la minus 2-3 grade. Se poate observa că bruma și-a pus amprenta asupra viței de vie pentru că începe să se ofilească și frunzele vor cădea în viitorul apropiat. Cu tractorașul de la OMAC intenționez să tund iarba dintre rândurile de viță de vie pentru că este destul de mare. Am avut o toamnă destul de ploioasă, foarte bine a priit acea ploaie viței de vie. Vreau să reamintesc celor ce nu știu că este o viță de vie în anul 2. A fost plantată acum 2 ani. Acesta este anul 2 de vegetație. Am avut câțiva struguri, încă mai am struguri pe vița de vie. Am un videoclip scurt pe YouTube în care v-am arătat strugurii de masă pe care i-am cules. Per total, anul acesta am avut undeva între 20 și 25 de kilograme de struguri. Am lăsat foarte puțin rod pentru a dezvolta cât mai mult planta. Se poate observa cât de groasă și viguroasă este. Cam așa este un deget. Deci cam așa arată degetul meu pe lângă vița de vie. Este foarte groasă, foarte viguroasă. Bineînțeles, ea a fost irigată pentru că se poate observa că am și un sistem de irigare prin picurare. Și asta a ajutat-o foarte mult. Aici vă pot arăta și ultimii struguri din această toamnă. Sunt din soiul Moldova. Este un soi mai târziu, cu o coacere târzie, dar cu un gust deosebit. Un gust dulce și crocant în același timp. Aș vrea să fie curat în vița de vie. Aici iar putem observa câțiva struguri din soiul Moldova. Sunt destul de copți. Am și săcușori de protecție împotriva viespilor, pentru că viespile atacă foarte mult. Cam așa arată vița de vie. În această iarnă intenționez să dublez numărul de șpalieri. În momentul de față eu i-am pus din 10 în 10 metri, dar am observat la plantele care au făcut struguri foarte mulți, sârma abia reușea să susțină strugurii pentru că sunt foarte mari, struguri viguroși, cu o greutate de peste jumătate de kilogram și voi dubla numărul de șpalieri de beton. Voi adăuga încă 50 de șpalieri de beton pentru o susținere cât mai bună a plantelor și a viței de vie împreună cu struguri. Abia așteaptă tractorașul, că nu l-am mai folosit de ceva timp, să intre în pâine. Puteți observa cât de fioros este. Vă mai arăt câteva imagini cu vița de vie. Așa arată. Bineînțeles, nu totul este roz. Am peste 10 butași de vița de vie, peste 10 plante care din diverse motive s-au prins și apoi s-au uscat. Peste circa 2 săptămâni voi achiziționa alți butași și îi vom înlocui pe cei uscați. Se pot observa că sunt uscați. Deci nu tot timpul este totul roz și nu vreau să vă arăt că tot timpul este numai bine. Deci am în jur de 12 butași de viță de vie care s-au uscat
și trebuie să-i înlocuiesc. Bineînțeles, voi opta tot pentru soiuri de masă. După cum am spus anterior, voi suplimenta numărul de șpalieri de beton și, bineînțeles, voi mai adăuga și două rânduri de sârmă zincată pe fiecare rând în parte, pentru că anul viitor plantele acestea vor fi mult mai dezvoltate față de anul acesta. Cam atât am avut de spus despre vița de vie. Vom porni tractorașul și vom curăța toată această suprafață de viță de vie.
Am finalizat lucrarea de tundere a ierbii dintre rândurile de viță de vie. Am tuns și drumul de acces la livada de pom fructifer și vița de vie. Arată foarte bine. La fel de bine arată și intervalele dintre rândurile de viță de vie. În momentul de față sunt curățate, aerisite. Aceste intervale pot fi lăsate așa peste iarnă. Dacă timpul va fi suficient, voi veni și cu motocultivatorul de la OMAC, modelul MV15000. Pentru a tunde iarba pe aceste intervale, am optat în a selecta viteza a treia de înaintare. A fost viteza optimă de tundere a ierbii din aceste intervale. Pe parcursul lucrării am acumulat circa două coșuri de iarbă, le-ați putut observa în momentul în care le-am descărcat. Două coșuri și un sfert din el, dar circa două coșuri de iarbă pline. Are o capacitate foarte mare acest coș, pentru că pe toată această suprafață de circa 1400-1500 de metri pătrați, am reușit să acumulez toată iarba în două coșuri. Astfel am depozitat-o aici, o voi întinde și o voi lăsa să se integreze în pământ atunci când voi ara. Cam atât cu videoclipul de astăzi. Dacă vă place ceea ce fac eu, nu uitați să dați un like și să distribuiți prietenilor voștri. Iar până data viitoare, dacă vreți să fiți la curent cu cele mai noi unelte și cele mai noi activități din gospodăria mea, abonați-vă la canalul meu de YouTube. Vă mulțumesc și vă urez o zi frumoasă!